Zona Dobrogea, ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, cuprinde județele Constanța și Tulcea. Unul dintre elementele specifice regiunii este diversitatea etnică, spune Daniel Drumea, care a fost pastor misionar timp de 3 ani în județul Tulcea. Ce e foarte specific zonei Dobrogea, Tulcea, în mod deosebit, este că sunt multe comunități multiculturale. Găsești români, găsești turci, găsești ruși, sate întregi de ruși, romi, greci, bulgari. Această dimensiune multietnică îngreunează pătrunderea Evangheliei în comunități. Oamenii nu doresc să primească o altă religie. Am venit să-L promovez pe Domnul Iisus Hristos. Și ăsta e punctul comun, să zic așa, și cu macedonii, și cu rușii, și cu romii, și cu românii, Domnul Iisus. Nu există absolut nicio șansă de a face evanghelizare într-un județ ca și Tulcea decât dacă propovăduiești o persoană și nu o religie. În afara diversității culturale, o piedică în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu o reprezintă și tipul de turism care se practică pe litoralul românesc și care produce o apăsare spirituală. În marea lui parte, turismul care se face în zona aceasta de litoral nu este un turism de relaxare, cum poate sunt alte zone. În marea lui parte, turismul de aici este un turism de distracție, un turism al plăcerilor, al dezmățului, al destrăbălării. Unul dintre veteranii slujirii în regiunea Dobrogea este Petre Ursu, stabilit în urmă cu mulți ani în orașul Năvodari. Am o mare râvnă pentru județul Constanța și pentru județul Tulcea. Ăștia sunt rămas în urmă, aici nu prea a fost lucrător. Când a fost canalul, mai veneau frați la canal și mai ne vizitau din țară. Veneau și pe la stațiune și mai da de o bucată de vreme și în special de la Revoluție încoace. A intrat o secetă în poporul Domnului. Nu mai se caută, frații, chiar dacă vin pe aici, pe la mare, nu mai caută bisericile cum căuta odată ca să vină să ne viziteze. Zona Dobrogea este o regiune dificilă, cu o luptă spirituală puternică și lucrători puțini. Este un tărâm greoi, la fel ca și Oltenia, și în sensul acesta avem nevoie de oameni care să se roage, care se implice fizic, să vină, să stea aici o perioadă, să se roage, să lucreze în propovăduirea Evangheliei. Noi putem să punem acum accentul pe evangelizarea interpersonală, care a fost cumva văduvită sau ignorată sau cel puțin trecut într-un plan secundar, pentru că noi am pus accentul foarte mare pe evangheliștii cu dar de evanghelist. Sunt zone și sunt foarte multe localități în care nu sunt biserici, nu sunt slujitori, nu sunt lucrători care să poată să ajungă și să meargă și să ducă vestea bună, sigur, Evanghelia. În județul Constanța, încă 100 de locații, localități în care nu e atinsă cu Evanghelia. Între cei implicați în lucrarea din zona Dobrogea sunt persoane venite din afara României, din Nigeria și Columbia. În primul rând, trebuie să evangelizăm Dobrogea. Mult pleacă în Afganistan, mult pleacă în alta patra. Dobrogea este mai rău decât Afganistan. Eu știu că Dumnezeu are un plan cu noi și cu, adică și cu familia soției mele. Și știu că dragostea noastră și tot ce am primit de la Dumnezeu, vrem să-L dăm mai departe. Dumnezeu pregătește o generație tânără care să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Această dragoste a Lui pe mine m-a ajutat până acum să renunț la 2 locuri de muncă, am refuzat 2 joburi în Timișoara, ca să pot să mă implic 100% în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu lucrează și chiar dacă ești nevăzător, se poate să trăiești, se poate să trăiești viața în Hristos, pentru că Dumnezeu te ajută. Mama mea, de când m-am născut eu, ea s-a întors spre Dumnezeu, pentru că ea la fel era de rit vechi, pentru că noi suntem creștini ortodoxi de rit vechi ca și neam, și tatăl și mama, doar că totul s-a schimbat la nașterea mea, pentru că mama mea nu putea să aibă copii. Pastorul Mircea Frătuțescu spune că lucrătorii stabiliți în sud-estul României se roagă pentru trimiterea de oameni care au inima lui Dumnezeu pentru semenii lor. Rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu este așa: Doamne, cum nouă ne-ai vorbit și ne-ai strămutat și ne-ai adus din diverse zone ale țării, din contexte favorabile, din locuri în care n-am fi vrut să fim dezrădăcinați și ne-ai adus aici. Doamne, așa cum ai făcut cu noi, fă și cu alții.